Mă numesc Mereșescu Constantin, profesor de aproape 87 de ani și sunt fiul al acestei localități. Mi-a venit în minte să întocmesc această carte pentru că am fost profesor la școala din Pietrari timp de 34 de ani, dintre care vreo 14 am fost și director. Și m-am gândit că trebuie să las în urma mea o astfel de carte care să rămână generațiilor de acum și viitoare. Cartea am întocmit-o studiind și fiind ajutat și de fiicele mele, de nevastă, și studiind arhivele statului din Râmnicu Vâlcea, am descoperit o serie de elemente, printre care am descoperit un document de la 1737 în care se preciza că elevii din copiii din mediul sătesc nu au voie să învețe carte, ci școală să se înființeze doar pentru fiii de boieri și de negustori. Aceștia să-și pregătească copiii, în timp ce copiii de la țară să se ocupe de lucrul pământului și de creșterea vitelor. Am la început în această carte documente care vorbesc despre așa ceva, care vorbesc și despre faptul că începuturile școlii la Pietrari au fost de pe la 1836, după ce s-au aplicat prevederile regulamentului organic. Pe de altă parte, am gândit cartea ca o prezentare an de an a tuturor elementelor legate de învățământ, respectiv evoluția numerică și pe clase a elevilor de la 1836 și până la 2006. Am întocmit în perioada aceasta prima lucrare și prezenta este reeditarea aceleia, pentru că am vrut să aduc la zi istoria școlii din Pietrari. Acea lucrare am avut-o până în anul 2006 și din 2006 până în 2021 au trecut 15 ani. În anul 2006 erau 173 de ani de existența școlii, la ora actuală sunt 185 de ani. Ar mai fi vreo 15 ani și să fac 200 de ani. Pe de altă parte, lucrarea a fost concepută și ca o prezentare a dascărilor care au învățat la această școală și la Pietrari de Sus, și în afară de acestea, m-am gândit ca ar fi de bun augur ca la fiecare an școlar din anul 1920 până în 2021 să prezint evoluția și prezența elevilor care au fost cei mai buni, deci premianții 1, 2 și 3, cu mediile de la acele date.